S-a descoperit un craniu în apropierea societății noastre? A fost sunat de unul din angajații societății că e un craniu uman. Încel am crezut că e o glumă, dar venind spre sediul societății, am văzut și am sunat la poliție, că altă soluție nu e. Nu ne atingem de lucruri. Astea sunt lucruri serioase care nu... Și au sunat la poliție, poliția a venit, cum vedeți noi, să fac cercetări. Bine, sunt foarte mulți câini vagabonzi pe aici care își aduc fel cu fel de lucruri. Coborât din microbus, când am coborât, am ajuns la poartă, era câinele rodea aici. M-am dus, am lăsat geanta la birou și când am venit înapoi să dezgheț poarta ca să se deschidă, am văzut câinele tot aici. Am venit de curiozitate să văd ce aduce, că câinele mai aduce oase, știți? Când am văzut și eu, am văzut ce dracu fel de oase ăla rotund, așa, știți? Mi-am dat seama că trebuie să fie ceva, un craniu, că așa și apărea. Am dus și am sunat pe șeful, după aia ce face? M-am sunat la poliție. M-am sunat la 1-2 și după aia am vorbit cu poliția. V-a șocat să vedeți... Da, domnule, vă dați seama că te ia fiori când vezi un om, mai ales vă dați seama că e cum o fi, ce o fi craniu, ce o fi, e totuși om. Normal că te ia fiori când vezi, Doamne ferește, să ajungi în felul ăsta.